Bună seara, mă numesc Câmpian Andrei de la publicația newsvj.ro. Vă rog frumos să-mi spuneți cum vă numiți și dacă vă dați acordul ca discuția purtată dintre noi să apară în spațiul public. Bună seara, mă numesc Luca Viorica. Da, sunt de acord. Sunt mama lui Prico Becebal Sergiu, arestat la penitenciarul Arad. Spuneți-mi pentru început, ce vârstă aveți dumneavoastră? 60 de ani. Pentru ce a fost condamnat copilul dumneavoastră și cât a ispășit din pedeapsă? Pentru distrugere și condamnare de 10 ani și a ispășit 5 ani. Da. Până să pornesc înregistrarea, până să vă dați dumneavoastră acordul, ați făcut câteva afirmații, eu cred că sunt destul de dure. A spus că este în refuz de hrană, nu bea apă, stă închis într-o cameră unde e plin de ploșnițe. Spuneți-mi dumneavoastră mai exact despre ce este vorba. Da, este închis, deci de ieri, de la ora 11, a intrat în refuz de hrană și apă. Este l-au băgat pe secția A2 medicală, camera 4. M-a sunat copilul, mi-a spus că este plin de ploșnițe, pe aletă de nedescris, pereți murdari, umblă ploșnițele pe acolo, salteaua fără vată, vatelină, cu ce este salteaua. Este sub orice critică, inuman. A rugat pe cei de acolo să-i dea un mop, să-și o mătură, să facă el, că tot n-are ce să facă, să facă curățenie, să, pur și simplu l-au ignorat și i-au spus că să-și aducă de acasă. Da. Îmi spuneați tot dumneavoastră că ați sunat la penitenciarul Arad, unde este și arestat, și ați vorbit cu un domn. Da. Redactați-ne și nouă exact discuția purtată între dumneavoastră și acel domn și dacă mai rețineți minte cum se numește acel domn. Sunt foarte sinceră, n-am reținut numele, am sunat la 0257212661. Mi-a răspuns la telefon, a vorbit foarte repede, mă scuzați, foarte repede. Și eu m-am recomandat că sunt mama lui Prico Becebal Sergiu, că pe mine mă cheamă Țuca Viorica, și i-am spus ce necaz am, i-am spus că băiatul este la secția A2 medicală pentru camera 4, pentru refuz de hrană, și eu zic că da. Și eu i-am zis, domne, dar zic, dar nu trebuie să-l vadă un medic, nemâncat de ieri până astăzi, zic, o glicemie, să iei ceva, o tensiune. Eu zic că dacă cade pe jos sau leșină, o să-l vadă. Zic, dar asta este, și zic, în salonul unde este el, internat în camera, în camera aia 4, zic, nu are condiții. Acolo te poți îmbolnăvi de orice boală. Zic că este inuman ca să poți să stai pe saltelele alea plin de ploșnițe și tot ce este acolo. O zic că sunt prost informată, exact așa. Eu am 60 de ani, nu mint. Exact așa s-a exprimat, prost informată. Deci acel domn, și polițistul care v-a răspuns, da, la telefon. Da, domnul polițist ce mi-a răspuns la telefon, așa mi-a spus. Și a zis, iar zic, totuși, dar la domn director sau care, că știu că după trebuie cineva să vadă de ce a intrat în refuz de hrană și apă. Zic, nu trebuie să vină un director sau ceva, o comisie, ceva, un judecător să asculte ce are el de zis. O zis că o să vină. Zic, da, eu că zic, când o să vină? Zic, urmează weekend, sâmbătă, duminică. Ei, o să vină, eu nu pot să știu când vine. Dar foarte, foarte... Incredibil ce îmi spuneți. Aveți 60 de ani. Aveți 60 de ani. Ați mai auzit, da, asemenea discuții? Sau ați niciodată mai purtat dumneavoastră asemenea discuții cu cineva?
Niciodată. Aveți cuvântul meu de onoare, nu vă mint că Dumnezeu e sus. Eu sunt o femeie credincioasă, bătrână, sunt ortodoxă, dar vă spun cinstit, în viața mea nu am auzit așa ceva. Și eu am lucrat la spital cu bolnavi, niciodată nu n-am vorbit urât sau nu n-am făcut. Ați fost infermieră sau asistentă? Da, nu, infermieră. Am înțeles. Deci, da. Dumneavoastră, ce concluzie ați tras după acea discuție cu domnul polițist? Sunt niște oameni incompetenți. Nu merită, mă iertați, nu merită, eu personal, ascultați-mă ce vă spun, personal am să fac, intru și caut de la ministrul justiției, am să fac este destul. De scrisori. Este destul să ne faceți și nouă o adresă la care să înștiințăm și noi mai departe instituțiile statului, pentru că din declarația ce ne-ați dat-o mai devreme se numește sau răiese un abuz cât se poate de grosolan. Da. Și haideți să vă spun, astăzi a venit cererea care a formulat-o el, cred că, pentru, știți, ca să-i se dea dreptul, adică dreptul cuvenit la semi-deschis. Și i-a venit hârtia că deci nu are nicio adaptere, adică niciun, cum să zice, un rău, adică n-a făcut nimica rău. Că este bine, adică el o dea mâncarea la deținuți. Deci el dădea mâncarea la deținuți. Cel care duce cu căruciorul și împarte mâncarea la deținuți. Deci nu a avut nimic, au făcut acolo școală, nu știu ce ore. Deci nu are niciun raport sau cam așa ceva se numește, nu știu exact, deci nu vreau să greșesc. Și știți ce motiv i-a pus? Fiindcă fiul meu a scris o cerere sau nu știu ce, o declarație deoarece este mâncarea rea. Și din cauza asta noi îl dăm la semi-deschis, fiindcă este mâncarea rea. Că zis că a făcut el o cerere. Dar dumneavoastră știți cum arată sau cum are gustul mâncarea de la penitenciar? Nu știu, sincer. Din mai multe declarații, vă spun eu că mâncarea nici nu vede zeama aceea, nici nu vede carnea, da, pe gustul. Știu, mi-a zis copilul.